Lui Eminescu, crucifixul poeziei românești. Pisuitoarea cărare a mersului nostru prin istorie, început aici încă din străvechime, începătorul lumii ne-a pus din loc în loc, troițe veghetoare care să ne lumineze și să ne îndrume pașii pe mai departe, spre celălalt capăt al veșniciei. Aceste troițe au fost și vor rămâne mereu un Zamolxes, un Burebista, un Decebal, un Mircea, un Ștefan, un Mihai, un Cuza, un Avrămuț, sfinți de închinăciune, când jalea și durerea sufletului nostru se îndreaptă spre ei, chemându-i să vină și să mai mântuie odată jertfelnicul și oropsitul neam românesc. În ei avem modele de dragoste de neam și țară, în ei avem chipul dătător de speranță a celui curajos și vrednic apărător al gliei străbune. Creștin adevărat, smerit și iertător, netemător în fața morții, atunci când țara e la răscruce de timpuri înșelătoare. Ei sunt aici, lângă noi, în huma lumescului, puși să ne arate că numai prin noi vom putea răzbi spre liman, că numai cu speranță și jertfă putem schimba mincinoasa lume, făcând una alta mai bună, mai frumoasă, mai dreaptă, așa cum ne-o dorim, că de fiecare dată s-a găsit un cineva din acest neam să-și pună viața în palmele lui Dumnezeu și să ne înșiruie după el, ca să răzbim împreună în a schimba lumea. Dar mai avem în cerescul vieții noastre și alte modele, înroiți luciferi care să ne mângâie și să aline inima și sufletul nostru cel îndestulat cu amar și tristețe, doritor de visare, de iubire, de dor, de taină. Ei sunt robii fericiți ai cuvântului, cei dăruiți cu har, picurați cu sfânt, rostitor de îndulcite slove, care să înmoaie și să dezmierde simțitorul nostru suflet. Și dintre toți luciferii care înstelează nopțile vieților noastre, Mritul l-a ales pe Eminescu a fi scântietoarea astră dumnezeiască, veșnic în țandra gândului și în tainițile sufletului nostru, cel de toate iertător și îndurător. Neegalat încă
în rostuit ai vorbă, se prea poate ca simțirea și fiorul versului său să fi fost șoapta pe care însăși Dumnezeu i-a pus-o în suflet ca să ne încarce cu prea plinul fericirii, al iubirii, al deznădejdii, ca mai apoi mintea și inima sa bună și iertătoare să le veșnicească toate astea în divinul unui vers. Căci numai așa se poate explica de ce poezia lui este sublimă, ne vindecă, ne stâmpără, ne înalță, ne dă curaj, putere, speranțe, ne adună, ne unește. În lăuntrul unui vers, el a pus atâtea înțelesuri, atâtea taine, atâtea mesaje, simboluri, venite din străvechimea lumii, dar și de dincolo de ea, multe doar de el știute, simțite și pricepute. De multe ori a fost înaintea timpului său, uimindu-ne cu adevărurile ce doar acum pot fi înțelese. A trăit în amar și suferință, în bucurie și plăcere, pentru a le putea simți pe toate, cu inima și sufletul, ca mai apoi, din inima și sufletul său, să le poată da inimii și sufletului nostru spre mângâiere, spre trăire, spre înălțare, știind că numai așa poate ajunge la noi ca să ne înfrățim cu el, în toate câte ni le-a mărturisit, spre însfințirea cuvântului omenesc. Pentru toate acestea, astăzi, când ne gândim la începutul drumului tău spre veșnicire și mărire, lasă-ne, mărite Eminescu, să scoatem din fântâna sufletului nostru un cuvânt de mulțumire că ai existat și că ne putem înșirui după domnia ta să mergem prin lume în fală, demnitate și mărire. Și să știi, mărite, că în tremurul flăcării unui muc de lumânare ce-l punem spre pomenirea sufletului tău se va afla cu siguranță și lacrima noastră fierbinte, talentul care îl dăm preamăritului spre a te însfinți și veșnici acolo, în nesfârșitele grădini ale raiurilor sale. Semnează Mircea Dorin Istrate, președintele Ligii Scriitorilor din România, filiala Mureș. Învrednicește-ne, mărite Eminescu. Renaști în fiecare an, a câta oară, în luna înghețată a lui Gerar, când fulgi de nea din ceruri, lin coboară și scârție pe uliți lungi urmele de car. Renaști a fi o nouă bobotează a sufletului nostru creștinesc, ca să ne ții a noastră veche trează, să nu ne îndepărtăm de cel ceresc. Să ne aduce aminte că sub humă sunt moșii noștri, cei înțelepți, de care în povești smerita bună mereu spunea că fost au buni și drepți. Și ei aminte încă să ne aducă că îndatorați îi suntem ăstui neam, ce din început arare ori apucă, trăiască în pace, doar
bucăți de ani. Și ăstei țări smerelnice și bune, mereu prea risipit în gur de rai, ce în timp de timpuri vrea mereu să adune pe cei de o limbă pe un picior de plaie. Și crângului pădure să se facă, poteci să-mi ai de-acum de cărărit pe un cal cu nuferi barca să te treacă cu dulcea ta codană-n tăinuit. Și în nopți cu lună mintea ta esteață, colindă-mi infinit un lung și în lat, dezlege-mi taine de început de viață și umble-mi prin tărâmul celălalt. Când vii înapoi în versuri să ne înveți, învredniciți să fim apoi în tot și în toate, în urma ta-s puzderii de poeți, să-ți poarte riman suflete și în șoapte. Și apoi, mărite, pune-ne pe geană, în lăcrimate boabe de iubire, și în sufletele noastre de prihană, iertare la păcate, mântuire. Mircea Dorin Istrate. Iubindu-te, îndrăgindu-te, tu stea mărilor, luceafărul înserărilor, lumina veacurilor care au trecut, fă-ne început, citindu-ți gândurile, iubindu-ți cânturile, simțindu-ți dorurile ce le-ai avut și ți-au trecut, înfiorându-te, smerindu-te, căindu-te când ai putut să fi avut. Toate pământurile, cu toate cerurile și toate mările să le păzești, să le îmblânzești, să le îndulcești cu dragostea ta. Se ca vor mările s-or stinge zorile, veni vor uitările peste pământ. Dan al nost gând, mereu tu stând, nefivei sfânt de închinat, de lăudat, de neuitat, vecii la rând. Mircea Dorin Istrate. Ca și în anii trecuți, Teatrul de Vară a fost spațiul în care, pe parcursul întregii zile, copiii și-au etalat calitățile artistice în aplauzele generoase ale publicului spectator. Și după un adevărat maraton al dansului, distinsul juriu a răsplătit efortul concurenților, așa cum se cuvine, cu diplome și cupe, festivalul încheiindu-se cu o horă mare în care s-au prins copiii și profesorilor. Felicitări tuturor participanților pentru frumusețea coreografică etalată, adâncă recunoștință și mulțumiri tuturor celor care s-au implicat alături de Palatul Copiilor Vaslui și Colegiul Economic Angel Rugină Vaslui pentru organizarea acestui eveniment inedit al copiilor și adolescenților, inițiat pentru cultivarea frumosului, al bunei cuvințe, prieteniei, fair play-ului și păcii. Revederea la Vaslui în iunie 2024 la ediția cu numărul 40.
este momentul renașterii, confidenței, a încrederii și a credinței în sine. Felicitări! Numai bine!